Lasă vărul vostru pe spate. Mamă, deci ce bine, cred că mă culc aici, cred că aici ador. Ok, deci bună, numele sunt Medi și bine v-am regăsit, fraților, la un episod. În episodul de azi voi prezenta noul meu scaun de gaming RGB de la frații mei, de la Genesis, după cum îl puteți vedea chiar și aici, vedeți, scrie mare Genesis. Scaunul ăsta e ceva extraordinar, așa că rămâneți pe videoclip ca să-l vedeți, pentru că e super, super mișto. Înainte ca episodul să înceapă, nu uitați că aveți link în descriere de la scaun dacă vreți să-l cumpărați, cât și de la covorașul pe care vi-l voi prezenta în episodul ăsta, pentru că am primit și un covoraș de gaming, băi, fraților. De altfel, nu uitați să rupeți butonul de like dacă încă nu ați făcut-o, neapărat. Dacă mai vreți review-uri pe canal, să văd acolo că vă place. Nu uitați, dacă sunteți noi și ați descoperit acum pentru prima dată videoclipul meu, să apăsați pe butonul acela de subscribe, cât și pe clopoțel, neapărat, pentru a intra în comunitatea Rainlor. Dacă vreți să ori mai multe, mă găsiți pe Instagram la adresa Darius.Pumeiti. Noi, fără alte discuții, tată cu review-ul ăla, mă. Yo, păi și acesta este scaunul, în primul rând, după cum îl puteți vedea, probabil ați mai văzut și înainte. Bă, în primul rând, o chestie foarte, foarte importantă pentru mine la scaunul acesta, pe lângă RGB și tot, sunt, băi, extrem de importante pernițele acestea. Aceasta de jos, mai ales aceasta de jos și aceasta de sus. Dar, băi, mai ales această perniță de jos care îți ține aici lombarul la spate, pentru că eu înainte aveam un scaun care și ăla a fost de 5 și m-am folosit foarte, foarte bine de el, dar, din păcate, nu aveam perniță nici la spate, nici aici la gât. Și mă rupea foarte, foarte tare, mai ales lombarul aici jos, în zona lombară, și aveam nevoie neapărat de un scaun care să aibă perniță, așa că scaunul ăsta a venit ca o salvare în viața mea, dacă vreți să o luați așa. În fine, deci avem această perniță, asta tu când stai, în momentul în care te pui jos, să zicem dacă sunt eu jos, aceasta se poate ajusta, după cum puteți vedea, poți să o ridici aici mai sus sau poți să o lași mai jos, după cum vedeți pe această bandă care este aici. Bun, după care, mamă, stați așa, avem pernița aceasta pe care poți să spui gâtul. Ideea este că pernița este foarte, foarte moale, eu am mai avut un scaun înainte de ăsta și înainte de ăla care l-am avut până acum recent. Și băi, frate, avea o perniță, dar nu era moale, știi? Și era cam degeaba, pentru că nu prea aveam ce face cu ea. Și aveam nevoie de o perniță moale, pe asta te poți pune cu capul și e foarte, foarte, foarte ca lumea. Adică e foarte, foarte comod și e o poziție foarte comodă la PC. Nu te doare spatele când te joci. Înainte, de exemplu, eu cum stau, editez, mă mai și joc undeva la, să zicem, poate uneori sunt și 4-5 ore pe zi la calculator și efectiv spatele mă rupea înainte. Acum, de când folosesc scaunul ăsta, bă, sincer, chiar nu mă mai rupe. Pe lângă treaba asta, acum că am trecut peste pernițe și toate poziția pe care o ai tu la calculator și toate treburile astea, o altă chestie foarte, foarte tare care mi se pare este țesătura asta din care este făcut. Nu este din mușama, este ceva țesătură. E foarte, foarte de calitate. E, în primul rând, moale. Și pe lângă treaba asta, nu transpire așa rău. Eu înainte, din cauza că era materialul din mușama, transpiram foarte, foarte mult la calculator. Îmi transpira spatele, transpiram aici jos și acum nu mai am nimic. Gen, nu mai am probleme de genul ăsta. Mai este pe aici, cred că ceva mușama, dar asta nu are treabă, nu are legătură, nu prea te atingi de ea și nu transpiri. Ce mai vreau să punctez? Jos avem în felul următor, mare, nu știu cum să vă zic, e un săculeț unde poți să spui tu lucrurile. Eu, de exemplu, în săculețul acesta îmi țineam telecomandă de la RGB, în care vom intra în curând, pentru că știu că asta vă interesează. De altfel, mai avem aici cotierele acestea care se pot ajusta, după cum puteți vedea, le dați mai jos, le dați mai sus, bla bla bla. Avem aici și această manetă de care ne putem folosi dacă vrem să lăsăm scaunul mai pe spate sau mai în față, după cum puteți vedea, ați văzut maneta, da? Și acum o să zicem că sunt pe scaun și vreau să mă dau mai în spate, da? Vreau să mă las pe spate. Se lasă vărul vostru pe spate. Mamă, deci ce bine, cred că mă culc aici, cred că aici ador. De altfel, bineînțeles, mai aveți aici jos această manetă în care vă lăsați scaunul mai sus, mai jos, bla bla bla, cum vă așteptați la orice scaun. Dar acum trecem la partea cea mai interesantă pentru toată lumea, și anume LED-urile astea RGB, după cum puteți vedea, luminile acestea RGB. Cum se controlează astea? Păi, în primul rând, vedeți, aici jos este un... un cablu care se după cum vedeți, se conectează aici, aici se face legătura. Deci vedeți, aici este ca un cablu, aici se face legătura, el se bagă prin USB în PC și așa ai energie, cum ar veni la lumini. Cum se controlează aceste lumini? După cum puteți vedea, le avem aici, da? Și să zicem că eu vreau să mă joc cu lumile. Vedeți, poate să fie roșu, verde, toate culorile astea putem să le schimbăm, să stea pur și simplu așa. Dacă noi vrem, de exemplu, să se schimbe culorile, să fie rainbow, dacă vreți, dăm pe auto și acum se schimbă. Putem să dăm mai multe moduri, după cum puteți vedea, are mai multe funcții această telecomandă, speed aici, adică gen aici poți să dai speed-ul mai mare, speed-ul mai mic, cum vreți voi, hâț, 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 hâț,
pac, vedeți? Se schimbă viteza, vedeți, acum merge mult mai încet, dacă dă mai tare, se schimbă speed-ul mult mai tare, pac, 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 ați văzut, ați observat și voi. Dar de altfel, o altă chestie foarte, foarte mișto este că poți să schimbi modurile. După cum puteți vedea, acum este un mod, dacă schimbăm este alt mod, alt mod, alt mod. După cum puteți vedea, sunt tot felul de moduri. Uite, ăsta e foarte, foarte mișto, adică uitați-vă și voi cât de interesant arată, băi, fraților, tot, 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 tot. Bun, și noi acum să zicem că vrem o altă culoare, rămânem înapoi pe culori, lăsăm, de exemplu, mov, albastru, deci eu folosesc foarte, foarte mult acest albastru, acest turcoaz, dacă vreți voi să-i spuneți așa. Mi se pare că arată foarte, foarte mișto și de altfel se potrivește și cu borderul meu. Cam asta e, cred că, cu scaunul. Cam în mare parte asta l-am prezent, cam asta am vrut să prezint la el. De altfel, o altă chestie foarte mișto pe care mi-au dat-o băieții, mi-au trimis și acest covoraș, băi fraților. Mi-au trimis și acest covoraș pe care îl vedeți aici. Este un covoraș de gaming, după cum puteți vedea, adică este așa micuț, nu ocupă foarte, foarte mult spațiu. Dacă mai aveți și alt covor, puteți să-l puneți aici prin cameră. Și treaba foarte, foarte mișto e că te ajută, de exemplu, și eu aveam probleme înainte, scaunul și roțile acestea de la scaun pe care le vedeți voi aici, mai zgârie parchetul. Dacă nu vreți să vi se zgârie parchetul, puteți să vă luați și un covoraș de ăsta, care vă ajută foarte, foarte mult, în primul rând, la mobilitate, după cum puteți vedea, și de altfel nu zgâriați parchetul. Adică, nu știu, mi se pare că arată și mișto, nu zgâri nici parchetul și e și mult mai mobil. Mi-au mai trimis băieții, pe lângă treaba asta, mi-au trimis și un energizant aici, am zis să vi-l arăt pe episod. Un energizant de la Genesis, adică uitați-vă și voi. N-am mai văzut până acum energizante Genesis, nu știu exact dacă astea se vând, adică dacă le poți găsi în magazin. Dar am zis să vi-l arăt pentru că mi s-a părut un gest drăguț din partea lor, este 250 de mililitri. Eu din păcate nu prea beau energizante, dar mulțumesc foarte, foarte mult băieților de Genesis pentru scaun. Aveți un link în descriere de la scaun, un link în descriere de la covoraș. Welcome, asta a fost cu episodul, băi fraților. Eu sper că v-am lămurit, sper că v-am ajutat. Dacă aveți ceva întrebări legate de scaun, puteți să le scrieți și pe Instagram celor de la genesis.romania sau de altfel puteți să mă întrebați și pe mine, poate reușesc și eu să vă răspund în privat și să vă lămuresc cu ceva dacă mai aveți vreo întrebare. Eu am încercat să fac un review cât mai detaliat, să vă explic cât mai sincer și cât mai pe înțelesul tuturor cam care sunt facilitățile acestui scaun. Cum mă ajută pe mine, o să vedeți că eu îl folosesc, adică, nu știu, dacă vă gândiți cumva, mamă, ăsta face review pentru habar n-am, are ceva interese, nu frate, eu o să vedeți că tot timpul sunt cu scaunul ăsta, adică tot timpul o să fiu cu el, îi fac review pentru că l-am primit și e foarte, foarte ok, știi, adică asta e ca un test, dacă vreți, că bă, frate, e ok, calitate. Na, cam asta a fost cu episodul, eu am fost Matey, sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal neapărat toți cei care sunteți noi, să apăsați pe clopoțel, de altfel poate unii dintre voi nu ați apăsat pe clopoțel. Follow pe Instagram la Darius Matey, follow pe Instagram Genesis România, link în descriere dacă vreți să cumpărați acest scaun sau covorașul. Cam asta a fost, eu am fost Matey și vă pup, la revedere, pa!